Bună seara, dragii mei. Într- -o, încă într o seară de vineri pe frecvența Gustului, așa cum ne stă bine împreună începem weekendul. Ca să vorbim despre mâncare, pentru că noi așa, mâncarea este nu doar o sursă de hrană și de nutrienți, ci un element care ne dă stare de bine, care ne aduce plăcere, care ne bucură și de ce nu, care strânge lumea în jurul mesei. În seara asta aș vrea, pentru că încă este luna iunie, să vorbim un pic despre alimentația copiilor. A trecut ziua de 1 iunie și nu pot să pierd acest prilej. Noi, ca și părinți, noi ca și oameni mari, să spun, suntem responsabili de felul în care cresc copiii noștri, de relația pe care ei o stabilesc cu mâncarea și ce lucru mai frumos ar fi decât să avem copii bine crescuți și copii care să iubească mâncarea, să, să nu se refugieze în mâncare atunci când au emoții negative să construiască, iată, o relație pe energie pozitivă. N-aș vrea să ajungă copiii noștri să fie, eu știu, obsedați de mâncare, să țină cure de slăbire, ori lucrul ăsta eu sunt convinsă că se construiește în copilărie. Deci ca să avem copii echilibrați și într-o relație pozitivă cu mâncarea, avem nevoie nu neapărat să învățăm, ci să le arătăm de când sunt micuți ce înseamnă mâncarea, ce înseamnă, care e locul ei pe masa și în viața noastră. Așa că în seara asta vă propun inclusiv un, un invitat de suflet, pentru că o să mărturisim, avem un drum lung, eu și cu el, apropo de alimentația copiilor. Am, am încercat împreună să împrietenim copiii cu mâncarea, cu legumele, așa că îi spun bună seara lui Cezar Munteanu, partenerul meu în educația. Alimentarea copiilor. <laughs> bună seara, Mihaela, bună seara, dragilor europene FM, iată, ne întâlnim și într-o vineri seară, nu doar joi cum ne-am obișnuit. Um, să știi că mai este foarte bine, ai zis, asta cu, cu copiii, cum reușim să-i facem să fie prieteni. Uh, știu din proprie experiență și dacă am avut uh, un ajutor de nădejde în a mămula pe copii, au fost chiar copiii mei, cu care am avut greșeli, evident, care am făcut lucruri greșite o bună parte de, de timp din copilăria lor, dar după uh, am reușit să recuperăm să facem lucruri frumoase împreună. Pentru că, da, copiii au mari probleme, sunt foarte sensibili, uh, ajung să suferă în familie, ajung să suferă la școală, bullying-ul nu-l uităm dacă ești mai plinuț sau dacă ai un exemplu nefericit în sport, uh, pentru că inclusiv în, în, în sport poți să te trezești cu un antrenor și asta ți spun din proprie experiență no, cu, cu fimea, uh, care i-a spus antrenorul, ești un pic cam dodoloață dacă vrei să prinzi echipa mare în condițiile în care nu avea decât 12 ani, niște schimbări Pune hormonale. Până nu? Dar de față cu toată lumea, asta a fost problema, e. știi? Câteodată le mai dau și directive din acestea, nu ai voie să mai mănânci asta, adică copiii la vârsta asta fragedă sunt foarte, nu știu, nici nu știu dacă să numesc sensibil, dar ei uh, iau în serios toate aceste recomandări dictatoriale și culmea mai mult pe, pe cele ale antrenorilor, a, ale celor din afara casei decât pe ale părinților și riscăm, dintr-o vorbă din asta aruncată, aruncată greșit, să să le creăm ferească, Dumnezeu, complexe pe viață. Da, pot să spun că nu s-a oprit totul aici, adică Într-un final i-a venit și ne-a mărturisit că se duce la baie după ce mănâncă, știi? Pentru că, da, 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 deci nu... Asta vreau și mă bucur, chiar sincer îți spun, îți mulțumesc din inimă că te-ai gândit să, să abordezi subiectul ăsta cu, cu mine, pentru că, uite, am exemplu viu, Uh, și mai am vorbit avem noi un exemplu. Mai, exact. Adică eu, eu m-am gândit la alimentația copilor pentru că sănătatea începe din farfurie, a fost un proiect al nostru de suflet, construit într-un moment în care eu aveam o carte, Sănătate are gust, da. iar, iar împreună cu tine am mutat aceast, această noțiune de sănătate în farfurie. Cred că sunt mai mult de 10 ani de atunci. Fost, nu, dar în general sunt mai mult de 10 ani, dar chiar cred că 2010 -a. Atunci am, a fost debutul nostru. Și am făcut din din supereroi din legume. Supereroi din legume au trecut 100.000 de mii de copii prin mâna mea de atunci, wow. chiar 100.000, de deci pe Felicitări. cifre, da, pe cifre. Uh, proiectul s-a oprit pentru că uh, na, uh, toate au un, uh, un final. Uh, M-am dedicat altor proiecte, dar asta nu înseamnă că uh, am, uh, am renunțat la proiectele cu copii. Din contră, am în continuare proiecte cu copii și uh, știu cât de important este să ai grijă de copilul tău și de asta. Uh, nu că e, ai făcut un anișor la, la Europa FM, dar sincer țin să te felicit că ai avut și tactul și răbdarea necesară să, să le vorbești ascultătorilor uh, și chiar să, să prindă curaj să, să stea în dialog cu tine. Eu te-am te felicitat din punctul meu de vedere. Suntem care... la felicitări, <laughs> da, doamnelor da, da, și nu domnilor. Nu că a, a fi împreună cu copiii și a fi printre ei nu este un lucru ușor. Spunem un pic că... Ce ai descoperit, eu știu, din interacțiunea cu ei și care crezi tu că sunt, apropo de greșeli, nici nu știu, miturile, greșelile, direcțiile pe care părinții câteodată, să zic, o iau fără să-și dea seama că... Tot ce credem noi din, din alimentația și viața noastră de adulți, din relația noastră cu mâncarea, e nedrept câteodată să proiectăm asupra copiilor și aici vorbesc nu numai de legume, vorbesc de, eu știu, alimente degresate. Am văzut o mulțime de copii care care spun că în casă la ei grăsimea este iată pusă la colț, care sunt opriți din a mânca făinoase, o altă belea apropo de percepția noastră ca adulți pentru tot ce înseamnă făinoase și ce ar trebui să consume copiii. Cum, cum, ai reușit, să zic așa, să crezi un mesaj echilibrat direct adresat copiilor? Da, tocmai făcând din, din legume și fructe personaje eroi, supereroi, Asta a fost odată, dar ca să spun la, la întrebare ce am descoperit Au fost și lucruri neplăcute pe care le-am văzut mergând în școală Spun sincer, copiii, nu știu dacă pot să zic, dar astrăvezi așa să vezi prin ei știi, uh -huh. Datorită unor carențe mari în, în alimentație Um, am văzut și partea cealaltă cu copii obezi, adică foarte mulți, și să încerci să vorbești cu ei, să-i faci uh, să te înțeleagă, să te creadă pe cuvânt. Uh, au fost școli în care am fost hulit, în care, da, spun, ai, că am avut la un moment dat. E, știi, să lucrezi cu 300 de copii odată este un challenge, dar drept un challenge era, a fost un challenge pentru, pentru toată echipa și am avut nefericita inspirație să le spun, dacă nu sunteți îmi vă iau burgerii. Fai de na, nu vreți să știți ce a fost. te-ai transformat în dușman. Mi-aduc aminte, a fost asta la o școală din Constanța, în care aveau un chioșc în curte, un fast food și m-am întrebat pe doamna director da de ce aveți pe aia? Ca să ne spuneți și noi fondurile, știți că nu mai avem voie să mai... și au fost de asta cu ce să ne iau nou burgerii și whatever. Mi-am dat seama că nu trebuie să, să abordez așa problema. Uh, sunt un prieten al copiilor și, sincer, uh, merg în tot felul de, de întâlniri cu uh, mese rotunde, cu părinți, cu uh, nutriționiști, cu pediatrii și discutăm cum să fac să, să, eu să te împlinim. E acolo, în jurul unei mese rotunde? Nu. Pentru că aici a fost nu? marea problemă și eu, am descoperit chiar și în lumea medicală, nu știu cum să spun, noțiuni sau mă rog, direcții diferite și atitudini diferite legate de mâncare cum facem să împăcăm lucrurile am care încercat. e mesajul că, în final către copii am încercat să ne împrietenim și cred că asta ai zis bine e consensul ăla în jurul mesei în care să poți transmisi un mesaj coerent. Avantajul meu pe, trebuie să recunosc că am un avantaj lucrând și cu tine, lucrând cu, cu medici, pediatri cu nutriționiști Avantajul meu este că și eu gătesc, știi, și atunci doar am... gătești, știu că ai făcut și cărticele cu rețete pentru copii. În continuare, rețetea. chiar am broșuri, da. cu unul dintre partenerii mei acum, am broșuri dedicate copiilor cu probleme. Eh, și vreau să spun că uh, mi-a fost oarecum mult mai ușor să abordez uh, partea asta de sfaturi către, către mămici și tătici, pentru că și tăticii, da, sunt, uh, sunt interesați să gătească. Și am avut, cum spune francezul, acel chelcășos, știi? Și atunci când Se vii cu exemplu... exact, un pic așa, să găsești o mediere da. între, între mesaje. Pentru că sunt diferite tehnici, ai gătitul suvid, de exemplu, care, deci, ca să înțelegeți, este gătitul la temperatură joasă în absența aerului. Asta este o metodă de a conserva foarte bine nutrienții textură, culoare, să poți să arăți, dar totodată să fie gătit. Am încercat să, să împrietenesc tehnicile de gătit cu părinții, pentru că să gătești o conopidă, copiii se strâmbă la conopidă, la brocoli, conopida care are foarte mult calciu, brocoli care are un conținut extrem de mare de fier și uite, conopida o fierbi în lapte fără capac. Asta e cel mai bun truc. De ce fierbi Berea extractivă scoate toate mirosurile exact, exact da, 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 de, de da, nu-ți da, place. Da, 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 um, plus, conopita murată, hai să recunoaștem. ai Aia dacă da. ai făcut-o corect, chiar este și crocantă, și adică, apropo de etichete definitive culmea cu negative puse pe mâncare. Mă bucur că ești aici ca să mai accentuăm această idee. Copiii iubesc mâncarea gustoasă, deci este rolul nostru ca adulți să găsim rețeta în care respectivul ingredient este pe gustul copilului. Foarte multe mămici, iată, putem spune că ele, ca și persoane, nu iubesc, eu știu, dovleceluia, conopida și atunci n cum să convingi un copil, pentru că ei sunt extrem de sensibili când vine vorba de mesaj non-verbal, da? Dacă tu doar îi spui lui să mănânce, dar de fapt tu respectivul ingredient nu-l consumi. Și atunci noi de multe ori le dăm sfaturi prin vorbe și faptele ne contrazic. Deci tu ca părinte trebuie chiar să crezi în, în respectivul produs și să, să găsești o metodă sau, mă rog, un fel de mâncare în care, în care gustul să fie bun și atunci copilul va, îl va consuma fără nicio problemă, pentru că, de fapt, nu ingredientul în sine e de vină, ci felul în care îl gătim. Corect. Uh, suntem foarte sensibili atunci când e vorba de copii. Da, imediat, dacă l-ai văzut pe la mică, da, strâmbă, da, că să strâmbă că nu-i place lui pătrunjelul, că nu știu ce. Gata, bunii, gata, mami, ți l-am luat. Da. Și nu mai dragă, nu mai dau până la până te și Dragă bunii, bunii până dragă mami, nu stricați relația cu nora sau cu ginerele. <laughs> uh, faceți altceva Puneți într-o cană blender cu un pic ah, de supă, faceți-l pastă și aruncați aruncați. În ghilimele, puneți-l acolo, în, în supă exact. sau peste mâncare pentru că nu-i rămâne pătrunjelul în gât, nu-i se întâmplă absolut nimic rău, din contră ați dus vitaminele acolo, știi? Și asta este iar un, un truc, sau nu ne place peștele, ok? Ia faceți niște chifteluțe coapte din pește în care să le dați în un gust. iată de cum ai gust. spus, peștele, adică peștele, nu putem să-l spunem un singur cuvânt, peștele sunt zeci de feluri de pește, Corect. da? Unul cu gust mai intens, unul cu gust trebuie mai intens. trebuie intense, să vedem. Trebuie care să pește? Bun, bun, pește bun. Și... În niciun în nu să-i dau crap copchilului la vârstă da. fragedă. Sau stai mai un pește tare, știu, ca, știu ca că... Știu cu... că, da. da, știu că, no e, da. nu, nu, da. te duci cu un păstrăv, te duci cu un șalău, uh, șalău, ne înțelegem, șalău de Dunăre, dar nu, șalău de Nil, care are o altă compoziție, ca și... Uh, uh, din punct de vedere biologic, vorbim despre altceva, deci nu, nu același tip Ca de pește. Părinții, părinții renunță prea repede, adică nu știu, poate, poate e și o comoditate, plus că mai trebuie avertizați despre un lucru. Avem această neofobie, această teamă și um, tendință de a respinge orice aliment nou. Deci copilul uh, trebuie să guste de mai multe ori dintr-un produs ca să se obișnuiască cu gustul. Trebuie, exact cum ai spus, să-l ascundem, să-l combinăm cu ceva astfel încât uh, inițial gustul să nu-l fie, să nu uh, lovească, să nu-l șocheze prea tare. Și ușurel, ușurel, prin obișnuință începem să, uh, să iubim un preparat foarte important, tot timpul am subliniat, este exemplu personal. Deci, dragii mei, faceți această, această încercare în familia, așezați-vă cu toți la masă și manipulați pe copii în sensul în care, nu știu, lăudați scoateți sunete din acestea de plăcere legate de un preparat fără să-i forțați să-l guste, ci mai degrabă trezindu-le curiozitatea și veți vedea cât de repede copiii pot fi ispitiți și tentați prin această joacă. Mult mai ușor vă, vine să con... vă va fi să-i convingeți așa decât spunându-le, vai ce sănătos este, știi, apropo no, de conceptul no, no, sănătate. De. Pentru copii no. conceptul sănătate este o chestiune virtuală care nu 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 reprezintă de nimic că în viața de că probabil conștientizează da. după un 10-12 da. ani încep să conștientizeze ce te faci în schimb cu cei mici pentru că nu, sugarii trec în perioada cealaltă în care încep să primească hrană solidă da, și da, va da, trebui da, da, să da. vin Apropo cu altceva. Diversificare, da, și ce... o să spun tot din exemplu personal, Asta. pentru că deci având două fete, cea mare a fost crescută într-un stil din ăsta spartan, greșit total, în care a, dacă nu mănânci stui... tot... Da? Deci, mai și acum aminte, Doamne, cât de stresat eram, că nu mânca, și eram ăla, eram care trebuia să vină să-i dea să mănânce tot. Oameni buni, dragele mele, dragii mei, e greșit total. Copilul mănâncă exact cât trebuie. După care am trecut la cealaltă. Care. Hă, al altă experiență, copilul altul, evident foarte relaxat, se vede în momentul de față în, în, în cum s-a dezvoltat și care e relația cu alimentele. Dar ce făceam cu mădăina? Deci bebeluș fiind, stătea în scăunel, era scăunel în state era pe vremea aia, era o masă cât asta a noastră aici, scaunelul în mijloc și era așa. plin cu legume blanșate. Așa. A, așa și le lăsam acolo. Aveam monitor pentru că nu vă dați seama, da, 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 da stresați da, când sunteți în preajma da, da, lor, le, tr să transmiteți, le, exact, da, da, le transmiteți, exact, le transmiteți un nerv care n-ar trebui, da, care e nervul da. vostru și era în mijloc acolo și gusta și o vedeam da. pe monitor că mănâncă brocoli, că mănâncă și gustă, și poate din să și fiecare. Pe noi așa, că nu e Ai problemă. să râzi, <laughs> dar ce nu-i plăcea, arunca <laughs> și le găseam pe jos și mă uitam pe -i ce nu-i place A, și da. Da. insistam probabil am opărit mai mult brocoli, am opărit mai mult morcovul, am pus un pic de ulei de struguri pe pă, nu știu ce pă, Extra, ingredient urmă, și am făcut. totuși, vezi, apropo de. Stai părinții. liniște, că ea era acolo, deci îmi făceam da, 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 treaba, da, da, -aveam da. nicio, nu aveam nicio treabă. Părintele nu trebuie să abandoneze și nu trebuie să spună gata, nu-i place morcovul, nu-i mai dau. Știi? Da, adică da. E o chestiune de și cum bine ai spus, mai mult în joacă decât în serios, pentru că la copii joacă. De fapt, prin intermediul ei descoperă, experimentează. Uh -huh, deci, lucrurile astea. Știi sunt... și vă dați seama că, văzând tot ce era pe jos, îmi dădeam seama că are tendința de a respinge. Și acolo mai lucram un pic. Și am făcut-o, deci cred că în jumătate de an nu mai era nimic aruncat. Reduceam cantitatea de alimente ca să nu exagerez să o fac să mănce foarte mult pentru că, precum pisicile, copiii sunt unii copii care au tendința de a mânca în continuu. Dar asta este tot emoțional. Am învățat-o și eu tot de la voi, de la, de la medici. Um, asta într-o primă, într primă fază. În a doua etapă sunteți voi responsabili de a vă împrieteni cu copiii voștri. Și exact cum bine spunea Mihaela, invitata mea din emisiunea de astăzi, um, exact cum spunea, fiți prieteni în jurul mesei. Da. Începeți din a intra împreună în bucătărie. Și ajutați -i, ajutați i să nu se simtă frustrați chiar dacă au dat o făină pe jos. Credeți-mă, eu, Cezar Munteanu, șef Cezar Munteanu, sunt un perfecționist, un maniac în curățenie, în bucătărie mi se reproșează că sunt mult prea maniac, prea. Dar gândiți-vă când am văzut primul castron cu făină pe jos. Am zis, păi ce trebuie să fac? Cum să reacționez la treaba asta? Da, problema este că mă uitam în perioada aia, mă tot uit la comedii de pe vremea noastră, așa, adică ăsta All This but Goldies. Și ce să vezi, că au văzut uh, fetele, la un moment dat o bătaie Stan și Bran cu făină, cu cu... asta a fost la mine în bucătărie. Declanșatorul. Doamne, nu vreau să-mi aduc aminte cum a fost bucătăria dar după o vreo jumătate de zi te -ai era... te și tu, Eu, tu da. te cu... A, așa, și tu uh, să mai lupți Așa, și ideea este că de acolo plecați greșit, vă spun sincer, în condițiile în care le spui nu, lasă, tu stai în bucătărie, pentru că, apropo, de sutaia de mii de copii... Uh, ne întrebam, Am gătit Ai cu gătit ei, cu da, cu da ei? pentru că aveam tabere gastronomice în fiecare an. E un proiect pe care, sincer, mi-aș dori să-l reau. Să Îi iubesc atât de mult pe copii și știu că au atât de multă nevoie de cineva care să fie prieten știi cum e, star de la una la alta, Miha, dar știi cum este să-i auzi pe copii cum sună uh, părinții și zice, uh, zic la, pardon, uh, -am mi de un puș care zicea la telefon, uh, era put de pe undeva din Arad, no mama, nu no, știi că nu a zis șef Cezar cum să face, uite tu nu uite, făceai ai corect. Nu astea, sunt absolut adorabil, A, zice tare, bani. da, 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 da. <laughs> Și nu uh, nu să mai zic că uh, am avut uh, tot la Arad, mi s-a întâmplat prin, prin, Ardeală și prin uh, partea asta, în vestul țării, niște lucruri în Banat. Uh, nu, în Timișoara mea, mi ca minte, am fost, la un moment dat am fost mai grăsuți, pentru că Recunosc că acum chiar mă bucur să, să mă recunosc că la 50 de ani fac sport cât trebuie și am grijă de alimentație. Așa că după 50 am să fii mai echilibrat și mai serios. decât... Păi no. Da, ajută, tine, Doamne ajută, da, 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 Doamne... Bun și de pe urmă. -a, vă spun, vă dau cuvântul meu de onoare, am avut, cred că aveam vreo 100 de kilograme. Și mi-am aminte o fetiță care era cu mâna pe sus... Și tot voia că era uh, sesiune deschisă de întrebări și răspunsuri. Bă, și am avut un presentiment că eu nu trebuie să o las. Era exact ca în bancurile cu bulă. Nu trebuie să o las pe asta mică să zic absolut nimic. Dar, A, la ce? un moment dat. Să duce doamna învățătoare și zice Tu, Ana Marie, vrei să-l întrebi pe șef? a fost o făcătură și au vrut să mă lucreze O conspirație Și să ridica Ana Maria și zice No, șef Cezar Munteanu Dacă dumneavoastră ne ziceți de sănătate Începe din farfurie De ce sunteți așa grăsuți? Mamă, ce, na, ce, zare, ce ai răspuns Doamne, -a, deci a uite, fost ăsta motivațional, dialog motivațional deci a fost numără până venit, la 3000 da. uh, și imediat am pentru că na, în uh, antrenamentul cu copiii l-am și am zis, uh, draga mea cum ai da. zis că te numești Ana Maria că, Hormonale. A, să știi că uite, am făcut un experiment, am fost și am mâncat în fiecare zi, trei luni de zile unde mergeți voi și mâncați în fiecare weekend, pentru că știu de tine și de părinții tăi că mergeți și mâncați în fiecare weekend undeva și uite, eu am mâncat trei luni la rând și, și uite cum deci am ajuns. Dar eu îți promit că o să-ți trimit o fotografie și o să vezi cum... Uh, și, uh, Tatăl lumea a aplaudat răspunsul. Am a fost ca la slalom, da. Salvat, da, da. Da, și a fost o chestie și vreau să spun că mi-a scop chilul uh, chestia asta și mi-a sunat ca un clopot da. în cap și de atunci am zis, ok, trebuie să schimb ceva pentru că nu e normal da, să mă apropo, duc în școli. Când, ne mințim, când da. ne mințim și ce frumos punem lucrurile în teorie pentru alții și cât de greu ne este să le punem și noi în practică. E o chestiune da, ce frumos ai zis, cu mâncarea, adică cu toții suntem păcătoși, tuturor ne este greu, este ispititoare, suntem făcuți de natură, iată, să putem mânca mai mult decât ne trebuie, tocmai pentru că natura consideră grăsimea ca fiind o rezervă de supraviețuire Cone. și nu avem dreptul să-i să speriem pe copii, nici măcar cu o cură de slăbire. Mie mi-este, apropo de experiența ta în școli, eu am foarte mari frustrări legate de o mulțime de proiecte dedicate copiilor și care, din păcate, nu sunt construite pe mesaje echilibrate și pe o atitudine corectă față de mâncare. Deja copiii uh, sunt aproape că mi Nu știu, le este transmis acest mesaj. Cura de slăbire este normală. Sunt foarte mulți medici, din păcate, care fac cură de slăbire pentru copii, lucru care este profund nici nu știu să spun, greșit, nerecomandat, un copil care odată a ținut cură de slăbire este ca un fel de, nici nu, stigmat, da? deci el se consideră dintr-o dată neconform, îl izolează lucrul acesta, îl scoate din, un pic din tot ce înseamnă echilibru și, și normalitate și atunci relația cu mâncarea va fi stricată pe viață. Sunt foarte multe persoane, apropo de tehnici de gătit, care consideră că sub nicio formă, știe apro extremismul nostru, copilul nu are voie să pună gura pe zahăr, nu are voie să mănânce alimente prăjite, ori acest extremism alimentar este uh, nerealist și apoi de ce să nu o spunem greșit. Nu este nicio dramă dacă uh, acel cartof prăjit, amărâtul de el, mai ales dacă a fost prăjit corect, uh, este gustat de copii. Nu se întâmplă nimic, nu, nu, nu să... se bolnăvește nimeni. Uh, spunem tu, apropo de cum facem să împrietenim, iată, părinții, și ulterior și copii cu carnea de porc, cu mezelurile știi că sunt părinți care consideră că ferească Dumnezeu, copilul meu nu are voie să pe mezeluri și deci sunt E, e teribil ce se întâmplă în recomandările pentru alimentație corectă la copii. Știi, aici s-au și creat foarte multe isterii da? din punctul Dar ăsta noi, de ca vedere, și pentru avem că acest sunt. Apetit pentru, din pentru păcate, extremism. sunt foarte multe da. interese la mijloc. Ah. Să ne fie foarte clar, industria alimentară și industria farmaceutică vor fi în permanență hulite. Um, vor exista discuții în permanență și mesajele sunt foarte, foarte confuze, foarte controversate și nu mai știi de unde să-ți iei mesaj de, 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 un mesaj de calitate, fiecare promovează, și promovează interesul propriu, de, știi? Într-o emisiune ca a ta, din fericire, auzi lucrurile spuse cum trebuie, auzi N lucruri... Nu avem interese financiare. Nu avem spate, dat, financiare, cu toate da, că, da. că ne gândim că ar fi trebuit să vină niște sponsori mai mult <laughs> la emisiune. Nu, nu, acum la modul cel știu mai ce sincer... Nu ce să aleg dacă ți-am spus carne de carnea de porc, laptele integral, al... Hai să spun un lucru. Dea... Mi, -mi Iată, se pare că... că... Iartă-mă, deși atât rog. de multe mituri și atât, a, 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 pe măsură ce vorbesc despre copii așa, nu știu, am impresia că iau foc așa și mă devin pătimașă. Sunt foarte multe mame care au impresia că, din nou, pâine albă nu este bună pentru copii, când, de fapt, dacă ne amintim cum erau bunicile noastre când a, a, țineau făina cea mai albă pentru cozonac și aveau acest bun simț să, arăs, să dar, dea copilului că... pâinea cea mai bună. Înainte știi? de 89, și nu uit asta, aveam pâine neagră în, și nu era pâine colorată. Da, 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 pâine neagră, era, de adevărat, deci de -a Era pâine da, neagră, da, da. am redescoperit-o și mi-aduc mirosul în câteva sortimente de pâine neagră acum și îmi readuc aminte că ăla era mirosul din alimentarea de, de pe vremuri. Uh, pâine albă... Uh, din punct, eu nu mănânc pâine de, de fel, asta ți-o zic sincer, decât pâine neagră, dacă e două, trei feliuțe dimineața, pentru că mi-au carbohidrații din altceva. Uh, da, Mănânc și un cartof prăjit cu un muș, cu A, o salată, astfel. pentru că nu știm să mâncăm salată, pentru că salvarea de fiecare dată, atunci când ai păcătuit, în ghilimele, e în frunze, îți, e în frunză, da? În frunze și în legume, știi? Și uh, cred că una dintre problemele mari pe care le-am identificat la părinți ca să uh, ne întoarcem un pic la la topicul discuției noastre, este uh, greșeala uh, pe care o facem în bucătărie. Am apucat, să zic eu, câteva lucruri la început, dar legumele, de exemplu, le gătim extrem de mult, le distrugem. Deci uh, vă dau un singur sfat, tot ce se poate mânca crud, se gătește foarte puțin există acel, acea expresie a italienilor, al dente, adică să fie crunchy, să simți textură, așa trebuie să fie Un dovecel, poate fi ardente, dente, zucchini la fel, și brocoli... Și pe copii, să-i să obișnim cu această consistență crocantă, pentru că ei au nevoie să-și folosească dinții și să mestece. Exact. Foarte mulți părinți au tendința de a ușura, între ghilimele, munca copiilor, iată, și nu atât la legume, că de acolo nu vine niciun pericol, nu mi-e frică de ele, mi-este foarte teamă de îndemnul și atitudinea nonșalantă și relaxată pe care părinții wow. o au față de fructe și se trezesc copiii că dacă îl lași pe copil, el culmea obosește mestecând și, -o să, și o să se oprească categoric la porția corectă. În schimb, părinții se gândesc să le ușureze munca și facem freșuri și facem smoothie și le pasăm și îi hrănim ca pe bebeluși, cu toate că iau măsele și dinți, nu-i nu lăsăm nici să-și curețe portocala, nici să obosească mestecând și din această greșeală de iată, interpretarea cantității corecte de fructe ne trezim că învățăm copiii să bea suc în loc de apă, da, asta e o și abordare este o, tot O mare. Și o mare greșeală, și vedem la american ce s-a întâmplat în momentul în care, iată, copilul n-a mai băut nici lapte, nici apă și uh, nu mai știe să bea, pentru că, iată, doar cei i dulce îi mai place. E, e o chestiune periculoasă. Deci, asta este secretul pe care noi trebuie să-l să-l deslușim pentru, pentru cei care ne ascultă. Mare secret nu este, da? Deci încercați, lăsați-i să mănânce un da. fruct, un măr, să obosească da. mestecând. De ce? Pentru că atunci intervine și starea de sațietate. Da. Altfel, dacă îi dai, nu mai, zic, da? nu mai zic de conținutul caloric da. pentru a face un fresh store, vreo 3-4 da. portocale. A, așa și doi, îl privesc de fibră, îl privești de o grămadă, ba, nu mai zic că oxide, vorbim de de efectul oxidant al uh, al aerului asupra da, oxigenul Vitamine, asupra vitaminelor, da, vitaminelor da, da. și tot așa. Nu, lăsați-i frate să mănânce, să, să simtă partea aia de mâncat. Varza, ce dacă s-a umflat un pic? Uh, apropo da. de varză, da. să spun ce făceam uh, da. Și cartoful, că bine ai zis de cartof. Din nou, cartoful Pare așa o legumă periculoasă să nu cumva... Nește. De ce înseamnă prejudecățile noastre de adulți. Pâinea, cartoful, acolo unde copilul are nevoie de energie pentru mișcare, da, din aceste făinoase, din acest amidon care se absoarbe lent, el își ia energia pentru Să mișcare. mai spun o altă chestie. De ce nu-i îndemnat să facă mișcare? A, pentru da, că, ok, dați-le un cartof, fără nicio problemă, puneți-i să vedeți că alergă ca iezii pe, pe câmpie, fără probleme, da? Energia și eu din cartofi, din, cartof, din, din pâine, pâine deci de de nu da, e... Din da, din din ajutații să-și consume energia, Asta e foarte important. Într-adevăr, una dintre greșelile pe care cred că le-au făcut oamenii din lumea modernă este să integreze jocurile, videogame-urile în categoria de sport, știi? A, să da, la da, categoria da, sport. Da, da sunt la categoria sport. sport mă rog, mamă, ești, da, sunt cam... campion la FIFA, nu știu A, care. Campion, What pe da. bune guys, Ești campion când ai alergat și-ai sărit garduri și te cocoți peste tot și asta e. Deci n-ai. Uh... De sărit garduri, să știi că uh, eu nu am o experiență foarte mare copiii neavând copii, dar am văzut în jurul meu, și am fost șocată la un moment dat. Iată cum ne creștem copiii și cum îi învățăm să sară garduri. Uh, au venit niște prieteni cu copii la mine la țară, la Câmpina, uh, și am plecat în pădure după mure. Am ajuns la un gard, dar din acela de nu ele ridicol, da? Și am zis uh, să-l sărim. Îți dau cuvântul meu și acum îmi amintesc, că așa mă iau fiorii. Uh, uh, tatăl a scos telefonul din, uh, din, uh, din buzunar și a zis să ne uităm pe, uh, pe internet cum să sară un gard, dacă avem o tehnică. Și nu înțelegeam dacă este o glumă sau este realitate, pentru da. că, iată, copilul respectiv până atunci nu fusese pus în situația în care, eu știu, să experimenteze. Adică, noi avem tendința să îi învățăm lucruri pe care ei le au instinct și trebuie doar lăsa să găsească soluții. Dar vezi că nu mai le dăm această libertate și încredere de a-i lăsa să crească cum, cum vor ei, ci îi restricționăm inclusiv la capitolul alimentar, și ni se pare că protejându-i excesiv le asigurăm, ah. nu știu, și sănătate și noroc în viață. și Se fac foarte multe egoistă. greșeli. Se fac da. foarte multe greșeli și, într-adevăr, dorința asta de a-i cocoloși da, și de a-i da, feri de cât mai multe da, pericole. Da, da, da. Oameni buni, când sunteți la plajă, gândiți-vă ce la plajă, nu să l-l îmbuibați să să mănânce, deci e tipic românesc, cât, stai să discutăm, apropo și de ronțelile dintre mese, da? De, deci, să nu cumva să treacă două ore și copilul să nu fie ronțăi ceva, că, Doamne ferește, se dezechilibrează, da? Gustările sunt deci te uiți, merg la plajă ca să nu termin, să nu pierd ideea și se deplasează o familie sau două sau trei, și fac acolo un, un micui, un și, instalează un micui da, da, da. și instalează tabăra și încep să iasă gustările. Din, Din fricu, gustările o, de că... ce am ajuns pe plajă. E bine să mâncăm ceva că așa. După care, la fiecare jumătate de oră vin o să mai mănânci da, ceva hai, că, că uh, plaja screază foame, nu, plaja screază foame în notatul, mersul pe plajă mult. Dar problema mea cea mai mare este că ți-am zis, uh, am văzut greșeli, uh, efectiv uh, o abordare greșită în, în relația cu copilul, și atunci trebuie să ne gândim, băi, oare noi suntem defecți? Copiii sigur nu sunt defecți. Noi putem suntem asta. cei care avem problemele cele mai mari și exact, bravo, îi stricăm. Da, și stricăm. Și atunci intervine ceea ce vorbeam mai devreme și Miha și eu, împrieteniți-vă cu copiii în sensul bun și ajutați-i să evolueze, nu să rămână într-o zonă din asta gri, de confuzie, pentru că altfel intervin factorii externi care îți vor influența copilul și vă vor influența copiii și vor veni cu mesajele, de exact, ori, exact bravo. Da? pozitiv, Nu, dar fragilizăm, inclusiv la capitolul imunitate. Mă uit această tendință, cum, cum bine spuneai și tu, de a proteja. Există demonstrate științific contactul lor din copilărie cu animalele, cu natura, cu lucrurile mai puțin spălate, curate. Noi nu realizăm că așa ne facem imunitatea. Un copil care a fost cocoloșit și care a fost supraprotejat, va avea și intoleranțe, va avea și alergii. va avea Adică aici trebuie să găsim înțelepciunea și, și nici nu știu să zic curajul ca și părinte de a lăsa să crească se spunea câteodată e nevoie de un sat întreg ca să crească un copil, tocmai pentru că al ține prea mult într-un mediu închis familial este un, este un, lucru greșit. Interacțiunea socială, interacțiunea cu natura, interacțiunea cu alimentele, interacțiunea cu viața îi transformă în niște adulți echilibrați și până la urmă sigur pe ei. În niciun caz nu putem să-i creștem noi și să-i protejăm pentru că viața în sine înseamnă experiență și înseamnă până la urmă și lucruri bune și lucruri mai puțin bune, iar la capitolul alimentar haide să fim serioși mâncarea nici nu ne îmbolnăvește cel mult ne îngrașă iar câteodată că suntem cum ziceau bunicii noștri, da? gras și frumos, da? Un copil grăsuț este un copil sănătos, acum Rău. nu ne mai place nouă A, Ideea este că trebuie să vedem, să fim foarte atenți pe, pe ceea ce ne înconjoară, ca să termin ideea de dinainte Uh, trebuie să avem grijă să, -i, să -i, noi să le dăm informația de calitate asta ce țin până pe la vreo 14 ani, că sincer după aia uh, nu-ți mai iau în seamă. eventual o iau ca pe un advice, ca pe un, un sfat pe care l-a auzit la tine și s-ar putea mai târziu să-l proceseze și să spună, da, uite, a fost ok și să mă reîntorc la, la el. Dar altfel, eu zic așa, să creșteți copii e un lucru extrem de, de... este un lucru foarte frumos. Este ușor atâta timp cât îți propui să fie ușor. Și o zic din postura de părinte Din postura de profesionist Spun că am lucrat pentru copii Am lucrat pentru părinți Și o să lucrez în continuare Și o să-i ajut să-și dezvolte relația asta Cât de mult se poate din punct de vedere al, al familiei, este foarte important echilibrul vostru din familie, se va regăsi și în echilibrul, exact cum a început Mihai la emisiunea, se va regăsi în echilibrul și în armonia copilului, exact armonia dumneavoastră din familie. Așa este, părinți, iată copiii sunt oglinda părinților și în momentul în care copilul nostru are o problemă, ar trebui să vedem dacă nu cumva noi suntem cei care, să spunem așa, am fost vinovați. Ce să îți mulțumesc că ai fost alături de mine, mai ales că este și ultima ediție. Iată, apropo de copii și noi adulții, intrăm în vacanță și alături de copiii noștri vă doresc, dragii mei, să aveți o vară frumoasă, plină de experiențe și de, până la urmă, senzații și emoții, pentru că de multe ori, eu știu, ne, ne folosim de mâncare ca să, ca să simțim lucruri viața nu trebuie, trebuie experimentată și trebuie simțită, iar mâncarea este doar un element din viața noastră. Haideți să ne umplem viața cu senzații și emoții, cu oameni frumoși, cu experiențe minunate. Vă doresc o vară plină de efervescență și să ne auzim cu bine din septembrie când nu așa și copiii se întorc la școală și noi ne întoarcem pe calea undelor vă mulțumesc o seară frumoasă și îți mulțumesc că ai cu mare, încheiat alături de mine așa în... cu mare drag și aici regia ar trebui să ne pună o melodie extraordinar de frumoasă, Corina Chiriac când te duci la vară la bunici <laughs> v-am îmbrățișat, o vacanță faină să aveți, lăsați-i să se urce în cireș și nu scoateți telefonul mobil când e vorba de cățăra-tungard. V-am pupat! Vă mulțumesc! Numai bine, seara frumoasă!